I-am ascultat pe președintele României, Claus Iohannis, și pe Nicolae Ciucă, actualul președinte al Senatului, fost ministru al apărării. Îndemnuri la calm am văzut din partea șefului statului. Spune Claus Iohannis că sunt anumite lucruri care trebuie foarte bine clarificate. Ce ar putea primi, domnule Dungaciu, România în schimbul acestui sistem de rachete Patriot? Aș începe mai degrabă cu ceea ce trebuie clarificat și la nivelul comunicării publice Vă rog. sau comunicării strategice, pentru că nici lucrurile acestea nu sunt clarificate bine și populația primește tot felul de semnale. Când se uită la televizor și vede pe președintele statului, mesajul este cel pe care l-ați sugerat și dumneavoastră, un apel la calm, România nu este în pericol. Când se uită la televizor și vede mesaje șeful statului major, acele mesaje sunt de alt tip. Că România trebuie să se pregătească pentru război, că este aproape iminent, că etc., etc. Apoi mai vine un polițian și încearcă să le concilieze cele două mesaje. Strategic nu se comunică așa, pentru că parcă instituțiile nu își articulează foarte bine ceea ce vor să spună și pare că nu rimează ceea ce spun cele două instituții foarte importante. Șeful statului major este șeful armatei. Sigur că dacă vrem să fim foarte solomonici, să spunem ambii au dreptate, se poate face aceasta, dar comunicarea trebuie făcută către spațiul public în acest sens. Adică pot să fie pericol la iminent sau pot să fie pe termen lung, pot să fie pe termen mediu. Lucrurile trebuie puțin clarificate pentru că altminteri ajung să se bată cap în cap. Doi. Dacă României se spune pe de o parte sau populației se spune că după ce Rusia încheie cu Ucraina și dacă nu oprim acolo Rusia merge mai departe și începe să atace statele balcanice, România, Republica Moldova, de parcă România și Republica Moldova sau statele Balcanice sunt același lucru, nu sunt același lucru, pentru că una e să fii stat NATO și alta e să nu fii stat NATO. Tot discursul ăsta după care NATO nu mai contează. Adică Rusia, dacă Rusia ar ataca Republicile Balcanice, ar fi exact același lucru cu Rusia care atacă Republica Moldova. Astea sunt, după părerea mea, foarte periculoase. Adică până una alta suntem în NATO. Unii suntem în NATO, alții nu suntem în NATO și nu înseamnă același lucru pentru Federația Rusă să atace Republica Moldova, cu tot, sigur, dramatismul de rigoare, mai ales privind dinspre România, și cu totul altceva să atace NATO. Pentru că nu sunt statele Balcanice, este NATO care e atacat dacă va fi vreodată atacat. Deci, dacă noi transmitem mesajul ăsta de panică, sigur că e foarte greu să discuți despre Patriotul pe care trebuie să-l dai. Pentru că întrebarea fundamentală este dacă România îi primejdie să intre într-un război, ce are să-și pună pe masă. Adică Cum se poate proteja? articolul 3, nu articolul 5. Articolul 5, de fapt, din tratatul Alianței, cel care vorbește despre solidarizarea tuturor membrilor, principiul celor trei mușchetari, unul pentru toți, toți pentru unul, e mai degrabă înlocuit de articolul 3, care spune ce faci tu pentru tine. Deci, dacă rămâi fără patrioți, ești pe linia întâi, de fapt, asta e argumentația Poloniei, suntem pe linia întâi. Noi suntem aici cu Rusia față în față, mă rog, sau cu războiul față în față. Și noi suntem cu războiul față în față, chiar mai față în față decât polonezi, dacă este să ne uităm pe hartă, inclusiv pentru faptul că frontiera noastră cu Ucraina e mai mare decât cea a Poloniei. Corect. Dar războiul este aici lângă noi. Argumentul Poloniei este că noi suntem pe linie, în prima linie, trebuie să ne protejăm tot, mă rog, armamentul din dotare, pentru că nu se știe ce se va întâmpla. E un argument puternic, făcut de singurul stat care se poate compara România. România nu se poate compara nici cu Grecia, nici cu Spania, nici măcar cu Germania, apropo de comportamentul față de acest război. Când Polonia a spus acest lucru, a îngreunat într-un fel sarcina politicienilor români. Dacă Polonia ar fi dat Patriotul, era foarte greu să argumentezi de ce nu dai Patriotul. Dacă Polonia nu a dat Patriotul și nu dă Patriotul, e foarte greu pentru polonieni să argumenteze în fața populației de ce am dat Patriotul până la urmă, dacă Polonia nu l-a dat. În al doilea rând, deci asta va fi o chestiune complicată, dificilă. Doi, problema ce primește România la schimb. Marea dificultate și marea acestei, hai să zic așa, liniștire a populației, o să primim ceva la schimb, provine din faptul că până astăzi România n-a prea fost capabilă să negocieze nimic la schimb. Sau n-a avut forța diplomatică, dacă vreți, sau politică, să impună decizii. Întotdeauna am Uitați-vă ce s-a acceptat ce întâmplat, ni s-a oferit și uitați-vă am ce fost s-a mulțumiți, întâmplat da. cu Schengen-ul. Păi iertați-mă, când tu ai experiența Schengen-ului, când ai un stat care, mă rog, cărui cea mai mare performanță de politică externă pare intrarea în Schengen pe linie, mă rog, aeriană și navală și maritimă, asta nu e o garanție că tu ești în stare să negociezi ceva în așa fel încât să primești în schimb
un lucru care poate să compenseze ceea ce ai dat. De aici vine o lipsă de, lipsa de credibilitate a acestor mesaje, pentru că România până acum n-a jucat așa. Diplomatic, noi n-am reușit, cum bine ați spus, să ne impunem punctul de vedere pe niște dosare și, din potrivă, mai degrabă transmitem populației mesajul că noi facem ceea ce ni se spune să facem, fără să avem ca putința să reacționăm. Profesor, România poate și refuza, are dreptul să refuze, nu? Cedarea unui astfel de sistem Patriot. În principiu, da, dar rugămintea președintele american, cred că a fost, din punctul ăsta de vedere, o rugăminte strivitoare aproape. Nu-mi imaginez că se va întâmpla asta. Deci domnul Zelenski, vom dona într-un final. Cred că așteptăm să treacă alegerile prima fază și apoi se va discuta serios despre asta. De ce? Pentru că să nu ne ascundem după degete, sunt decizii politice. Faptul că policienii au inventat acum o entitate numită CSAT, care pare un soi de totem la care te duci, te rogi și el îți dă răspunsul. Ce înseamnă CSAT? Înseamnă președintele care e un politic, premierul care e un politic, ministrul de externe care e un politic, ministrul de interne care e un politic, ministrul justiției care e un politic, ministrul fondurilor, ministrul de finanțe un politic, ministrul economiei un politic și cei trei servicii, șef de servicii, care până la urmă tot numiți politic sunt. Mă rog, mai puțin seriu, că acum este prim adjunct, neavând un șef. Și cum suntem în plină campanie electorală, e totul, mai greu totul de este luat politic decizie. Acolo. Adică să spune cineva după 30 de ani că achizițiile din armată s-au făcut doar pentru că militarii au decis într-un fel și în alt fel, hai să fim serioși. Evident că au fost foarte multe decizii politice, nu s-au uitat numai la tehnicalități și la datele concrete ale respectivelor, mă rog, dispozitive militare. A contat extrem de mult decizia politică în final și poate că din pricina acestei decizii politice, uneori de-a dreptul nenorocite, lucrurile stau așa cum stau inclusiv la Marea Neagră. Sau flota română este beneficiară, între ghilimele, a unor procese decizionale care au fost mai degrabă politică. Și probabil că ăsta e motivul pentru care, repet, Marea Neagră e foarte importantă în teorie, dar în practică, când te uiți la capabilitățile flotei române, vezi că niciun caz nu se ridică la nivelul retoricii politice. De ce asta? Pentru că militarii n-au vrut? Au fost ei de vină cumva? Nu, pentru că deciziile politice au fost cele care au fost. Deci deciziile, să ne înțelegem foarte clar, sunt politice. Și politicienii știu asta. Și e campania electorală. Și asta le îngreunează viața într-un mod extrem de dur. Deci și atunci ședința CSAT va fi pusă tot după alegeri, pentru că ne întrebăm, domnule Dungaciu, Klaus Iohannis a fost în America la începutul acestei luni, deci au trecut, iată, trei săptămâni de atunci, mai bine de trei săptămâni, că suntem la finalul lunii și încă nu avem o decizie în CSAT. Nu va fi niciodată o decizie. Nu cred că va fi vreo decizie până la alegeri, cel puțin până la alegerile, mă rog, locale, europarlamentare, parlamentare locale, cum vreți să le numiți, aceea va fi decizia. După asta vor veni deciziile politice importante și nu e vorba numai de noi, sigur, pe speța aceasta e vorba special de România, dar până nu se clarifică politic cele două alegeri europarlamentare, că sunt două, primul tur și al doilea tur, nu? Primul tur este 16 iunie, al doilea tur e 5 noiembrie în Statele Unite, este alegeri prezidențiale. Deci până nu se clarifică politic cum va arăta Casa Albă, să nu vă faceți cumva iluzia că vreun lider politic, probabil inclusiv liderii de la București, își vor arăta toate cărțile politice. Pentru că una va fi comportamentul oamenilor politici, în special din Europa. Hai să-i lăsăm pe ai noștri deoparte când comentăm subiectele acestea. Cei din Europa își vor modela, mulți dintre ei, comportamentul în funcție de cine va fi la Casa Albă. Nu crezi dumneavoastră că Victor Orban se va comporta de aici înainte, politic vorbind, la fel, dacă vom avea la Casa Albă un președinte de tip Donald Trump sau un președinte de tip Joe Biden? Este evident că domnul Orban așteaptă cu nerăbdare alegere din Statele Unite ca să vadă ce va face la nivel european. Deci toată discuția asta, dacă vreți, politică, trebuie să fie, va fi clarificată sau lămurită după la alegerile americane. Și am sentimentul că în funcție de asta se vor amenaja și în Parlamentul European multe grupuri.